Bine v-am regăsit. Am câteva accesorii de la Makita și voiam să fac un clip să vă arăt și vouă ce am mai luat pentru sculele mele. În primul rând am un acumulator din ăsta de 5 amperi LXT care se potrivește cu toată gama de scule din categoria LXT. Vă spuneam eu despre LXT-ul ăla când vă prezentam înfiletanta de la Makita și polizorul unghiular. Ăsta l-am primit când am achiziționat trimmerul ăla pentru retușat gazon. L-am luat pe la Fera Acumulatori și aveau ăștia de la Makita o promoție, nu știu dacă o mai au acum. Dacă cumpărai o sculă din lista aia pe care o aveau ei acolo pe site, îți dădeau un acumulator din asta de 5 A gratis. Trebuia doar să înregistrezi scula, să-i prelungești garanția la 3 ani și să fie achiziționată de la un dealer autorizat. Și l-am primit după vreo 25 de zile. Am și lucrat cu el. Se simt cei 2 amperi în plus. L-am folosit și la flex și la trimmer. Și cam așa arată, exact ca ăsta de 3 A. Eu mă așteptam să fie un pic mai mare, dar la dimensiune sunt la fel și la greutate. Nu știu cum sunt înăuntru, dar eu așa îmi imaginam că ăsta de 5 A o să fie mai gros decât ăsta de 3, dar e foarte ok. V-am spus, chiar se simte destul de mult diferența de la 3 la 5 ampere și chiar îmi pare bine că am și un acumulator de genul ăsta de 5. Deci la ora actuală am 3 acumulatori de genul ăsta pentru scule și mă ajută să-mi fac treaba mult mai bine. Am luat aici o protecție pentru burghiu, pentru mandrină, de fapt la rotopercutor. Eu nu aveam în pachetul de la Bosch când am luat rotopercutorul. Este o chestie, așa se pune pe burghiu. Să vă fac și o demonstrație. Deci se pune așa pe burghiu, vine în capătul mandrinei și atunci când găurești, de exemplu, în sus, în tavan, în ceva, tot molozul care rezultă nu-ți mai intră în mandrină și cât de cât o mai protejează, o să-l arunce de jur împrejur. Și de asta am luat o chestie foarte ieftină, că altceva nu am găsit. Sunt alea din cauciuc mai mare așa și cu un pic de buză care îl și adună. Asta doar o să-l arunce într-o parte, dar nu contează. Am mai luat de la Makita un tub de asta de grăsime. Se bagă tot în mandrină la rotopercutor să completezi cu grăsime atunci când se duce. Și asta e foarte bun. Ce am mai luat? Am luat așa o pereche de ochi rari de genul ăsta. Pe site de unde le-am cumpărat eu scria că sunt de la Makita. Mi s-a părut că era un pic diferit modelul pe care l-am văzut eu pe site, în sensul că rama asta mi s-a părut un pic mai solidă. Ăștia arată așa mai mult a ochelari din aia de not, un pic cam moi așa după cum vedeți. Au niște supape aici pentru aerisire. Îmi plac astea că nu mai se aburesc prin înăuntru și au un elastic așa. Îmi folosesc de regulă ochelari de genul ăsta pe la flex, că cu aia clasici mai intră și pe lângă ei șpan de la fier și am pățit-o odată, am stat cu ochiul bandajat vreo lună de zile. Și pentru chestia asta am luat, acum nu știu cât de rezistent o să fie geamul ăsta, plexiglasul ăsta sau ce este. S-ar putea să se mătuiască destul de rapid, dar măcar n-au costat mult. În schimb, nu văd să scrie pe ei nicăieri că ar fi Makita. Poate pe cărticică aici undeva, dar pe site acolo așa scrie că sunt de la Makita. Acum nici nu mai contează, nu văd să scrie ceva aici, o foaie așa
în toate limbile pământului, cu ceva avertizări de siguranță, în fine. Mai am tot de la Makita o perie din asta care se montează pe flex, arată așa în felul ăsta, pentru curățat anumite chestii. Am luat-o cu fire din astea un pic mai moi așa. Dacă și reușesc să o scot. Pardon. Așa se întâmplă când mă grăbesc. Înțeapă și foarte tare, de câte ori nu m-am înțepat în chestia asta. Că mai am, uite, mi-a dat și sângele aici. Mare atenție cu perile de genul ăsta, că înțeapă foarte tare și foarte repede. Cum vă spuneam, să încerc să mă apropii cam așa. O perie pentru curățat anumite chestii. Eu mai folosesc să mai curăț, de exemplu, scule pe care le mai folosesc pe la betoane, unde se întărește un pic betonul și nu se mai ia. Scara, de multe ori o curăț cu chestia asta. Și diferite suprafețe care trebuie curățate și niște peri de ăștia un pic mai moi. Mi-a plăcut așa, mai am una de asta, dar dacă tot am luat accesoriile astea, am văzut-o și pe asta și zic, hai să iau și o perie de genul ăsta, să mai am una. Și mai am aici două accesorii. Am aici un suport pentru protecția acumulatorilor la mașina de găurici înșurubat. Chestia asta chiar mi-o doream și prin România nu am găsit-o. Hai să vedem așa un pic. Deci sunt două componente de astea, două laterale de genul ăsta și vin montate la mașină în felul ăsta. Vedeți că aici au niște canale așa și pe partea asta și pe cealaltă. Și astea vin cumva așa. Intră în canalele alea acolo. Ok. Încerc să bag și în partea asta. Intră aici în canalele alea, trebuie să mai aibă înăuntru două șurubele să nu le pierd. Așa, astea două șurubele cu care se strânge suportul ăsta, se bagă aici, vedeți că au locul pentru strângere, cu o șurubelință în PH2. Niciodată în partea asta la fel, trebuie să îl poziționez cât mai bine. Intră acolo, strângem și pe al doilea. Ok, și asta este un suport așa pentru protecție la acumulatori. Deci în mai multe ori când lucrez cu înfiletanta, o sprijin în acumulator, că aia e baza lui, și ca să-l protejez, să nu îl zgârii pe aici pe spate, sau poate chiar pot să-l ating din greșeală atunci când manipulez mașina, să nu-l zgârii, să nu-l lovesc, o să fie protejat de astea două margini. Au așa un fel de gumă aici și în felul ăsta îi sporește și stabilitatea, stă foarte bine în suportul ăsta. Și chiar căutam ceva de genul ăsta, eu văzusem suportul ăsta pe la un băiat care are un canal de YouTube prin Spania, cred, sau prin Argentina, prin zonele alea pe acolo. Și mă interesa o chestie de genul ăsta. Deci cam asta e. Partea nasoală este că odată montat suportul ăsta nu mai pot agăța mașina la curea, că suportul ăsta de agățat la curea vine tot într-unul din canalele astea și dacă e ocupat, ăsta nu mai merge. Deci doar așa pentru protecție la lucrării, fără să am nevoie de centura pentru scule. Așa, și haideți să-l pun aici undeva.
Și aici mai am o chestie de genul ăsta, este un adaptor pentru acumulatori, ca să-l folosesc la încărcarea, de exemplu, a telefonului, să văd cu ce să-l desfac. Este o piesă destul de ieftină, de-aia am și luat-o, pentru că altfel nu e practic, nu e rentabil. Asta costă, de exemplu, undeva la vreo 30 de lei, 35 de lei și mai puneți încă 50 și vă luați un acumulator extern de 10 mAh. Așa, eu sunt nevoit să-l folosesc pe ăsta. Eu nu cred că am desfăcut bine asta. Întotdeauna îmi prind urechile. A, uite ce simplu era să-l scot de aici. Niciodată nu m-am descurcat foarte bine la despachetarea pieselor astea vidate. Aici merge și cu acumulatorii de 18 și cu aia de 14. Mai are aici un fel de manual așa, cum ar veni. O să mă uit un pic pe el să văd dacă trebuie să știu ceva. Deci cam așa arată adaptorul ăsta. Să încerc să mă apropiu un pic. Aici are două ieșiri pentru USB și se montează pe acumulator în felul ăsta și montez cablul de date la una din ieșirile astea și cu ăsta pot să-mi încarc, de exemplu, telefonul sau altceva. Merg să iau telefonul să fac și o probă, să văd cum. Eu sunt curios să văd dacă ăsta și încarcă sau doar îmi permite să trag curent din acumulator, dar eu cred că își trage telefonul singur acumulator și își încarcă bateria. Acum, ce vreau să vă spun. Deci o baterie de asta are 3 amperi, deci 3000 de miliamperi, da? Bateria telefonului la mine are 3100 de miliamperi, deci cu un acumulator din ăsta, dacă eu o calculez bine și așa se procedează, ar trebui să încarc aproape de tot o baterie la un telefon. Ceea ce mi se pare un pic nepractic, pentru că e destul de mare tot ansamblul ăsta, acumulator plus adaptor. Și nu e practic în sensul că, așa cum vă spuneam și mai devreme, cu un acumulator extern, de exemplu de 10.000 de miliamperi, pot să fac vreo 3 încărcări și mai bine la telefon. Însă, na, dacă tot am avut acumulatorii ăștia și am văzut chestia asta, m-am zis hai să o iau, nu era foarte scumpă. E făcut în China și asta, dar nu are importanță. Îmi place că are aici o clemă și se poate prinde la curea. Deci dacă plec undeva sau știu eu, nu mai am curent în telefon și îmi trebuie neapărat, iau o chestie de asta, îl montez așa în felul ăsta și pot să iau după mine doi acumulatori din ăștia, eventual pe ăla de 5 ampere. Deci de asta m-a încântat. Mi-am adus telefonul, are 39% baterie, hai să vedem cum funcționează. Deci îl pun aici, invers, și bateria are 3 linii, dar nu mi-arată că s-ar încărca, nu mi-arată absolut nimic. Nu pare să mai aibă alt comutator pe undeva. Asta e introdus bine. Hai să mai încerc o dată. Acum mi-arată că se încarcă. Probabil ăsta joacă, are un mic joc, jack acolo în telefon. Deci mi-arată că se încarcă 39%. O să stau un pic să văd dacă ajunge la 40%. Da, am ajuns la 40% la telefon, asta înseamnă că încarcă, oricum încarcă destul de greu, că am stat un pic după el să facă un singur procent. Deci funcționează. Partea bună e că are două ieșiri, pot să încarc două telefoane odată.
Și da, eu am ales soluția asta că aveam acumulatori ăștia și tot mai pleci pe undeva, pe la o treabă, se descarcă telefonul sau ceva și dacă tot am acumulatorii după mine, mă încarc direct de la ăștia. Bun. Păi cam atât și pentru clipul ăsta, că v-am prezentat toate accesoriile astea, văd că a trecut și o groază de timp acolo. Așa că până data viitoare, eu vă doresc numai bine!